No. Doamne, cât poți să dramatizezi. Bună dimineața și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube după un an. Astăzi facem bagaje pentru că mâine plecăm în Skopje, nu? I guess. Mâine plecăm în Skopje și următoarea zi o să ajungem în Grecia, unde ne oprim o săptămână. Mergem în vacanță. Primul lucru pe care o să-l facem este mâncare. Trebuie neapărat să mâncăm, așa că acum facem pizza. Iar apoi mai facem și bagajele, pentru că ales ultimele lucruri care au mai rămas de făcut. Și cam atât. Plecăm în Grecia și e săptămâna grecească la Lidl. Eu mă gândeam să fac pizza mea cu mixul ăsta de aperitive grecești și să pun niște feta, niște măsline, I don't know, chestii din astea pe pizza mea. Eu am vrut să iasă o pizza grecească, dar a ieșit o pizza cu feta și gouda și roșii și porumb și o amestecătură de legume. Sergiu și-a făcut o pizza cu... ce? Carne asta. Ce șuncă e asta? Ceva carne de pui, o roșie în mijloc, care a zis că e la piesă de resistență. Roasted chicken. Și cu cubulețe de gouda. Iar acum le băgăm la cuptor. Încă nu ne-am apucat de bagaje și ne îndreptăm către mall pentru că nu mi-am făcut încă unghiile și vreau să îmi fac ceva mai interesant pentru vacanță, dar n-am chef să le pictez eu, că n-am răbdare astăzi. O să vedem ce să găsim, niște stickere simpatice la Cupio, dar maybe, maybe not. Ideea e că am dormit pentru ultimele 2 ore. Da. N-am mai avansat cu bagajele, absolut deloc. E duminică azi, nu știu cât e ceasul. Abia acum ne apucăm de bagaj, pentru că aseară nu l-am mai făcut, am avut ceva treabă de rezolvat. Și momentan situația se arată foarte plină cu haine, pentru că le-am pus pe toate pe care le-am cumpărat în ultimul timp pentru vacanță pe pat, așa că e plin de haine în casă. Deci hai să începem bagajele. Astea sunt pantofii pe care am ales, acolo am pus genți, păpuci de mers în apă cu ei, valiza aici, bluze cu manică lungă, bluze cu manică scurtă sau maieuri, rochii, fuste și pantaloni scurți, iar aici chestii de pus pe cap, costume de baie și sutiene, aici mi-am pus lingeria, am găsit șlapii ăștia de plajă foarte simpatici la Jumbo, care merg cu majoritatea hainelor pe care mi le-am luat și mai am depus accesorii. Suntem foarte departe de a fi gata. Am mai fost în Skopje. Iar asta este camera noastră. Am găsit hotelul ăsta care se numește Mikasa și arată foarte, foarte simpatic. Doar că oglinda asta nu e făcută pentru oameni scunzi, absolut deloc. Bună dimineața din Skopje! Am ajuns o seară destul de târziu și n-am avut chef să facem nimic, așa că numai ce am mâncat la hotel. Un burger, adică el a mâncat un burger, eu am mâncat ciuperci cu salată și cu cartofi prăjiți și au fost mega bune și o tonă de mâncare. Dacă știam că e așa de multă, nici nu cred că îmi luam toate chestiile alea, dar credeam că sunt porții mici, I don't know, și așa că mi-am luat vreo 3 garnituri. Azi noapte eu n-am putut să dorm absolut deloc, au niște cearcăne cât toată țara asta, I don't know, pentru că eu nu pot să dorm fără plavumă, din aia groasă cu puf, cu pene înăuntru, în fine, și era ceva pătură de vară, adică pătură de vară, chestia asta.
mănânci? Gem extraordinar de smochine. E prea bun. Oamenii ăștia, nu știu cât de mâncare ne-au adus. Pentru doi. Pentru doi. Și au fost 6 euro de persoană micul dejun. Asta e ce mi-a mai rămas din un burec cu brânză. Prea bun. Deci n-ai cum. Chestia asta minunată. Și am descoperit o chestie. Aici avem miere. Și l-am băgat în miere. Și e absolut minunat. Asta a fost ceva dulceață de smochine, cică, din câte am înțeles. Nu știu. Dar a fost superbă, superbă. Ca și cealaltă de ceva cireșe. Pe asta am ras-o eu. Deci asta a fost iubirea vieții mele. Iar aici am mai luat o nebunie. Aparent, asta e cafea turcească. Nu știu. Eu n-am băut în viața mea. Cred. Nu țin minte să fi băut cel puțin. Și arată așa. Și a venit cu un mic rahat aici. Care nu știu ce gust are. But this is so cute. Eu de obicei beau flat white. Not bad. Pentru standardele mele de cafea fără lapte, not bad. Iar ăsta, nu știu dacă are ceva aromă. Liberă imaginație. I don't know, nu știu cu ce-i. E pur și simplu dulce. Anyways, zahăr. În locul ăsta mi se pare că a fost o alegere extrem de bună. În afară de faptul că mi-a fost puțin frig azi noapte. Dar am dormit cu clima pornită. Și cum ziceam, eu nu sunt deloc obișnuită să dorm fără pătură din aia groasă. Adică mie îmi trebuie pene din alea ca la bunica. I don't know, nu știu, așa pot să dorm eu, altfel nu pot să dorm. Dar în rest, are un view absolut superb. Are parcare în față, mă rog, parcare pe iarbă, dar are parcare în față și e gratis. Mâncarea extrem de bună. Deci n-a fost o chestie care să mi se pare să nu fi fost bună. Și am mâncat și omletă, ceea ce eu nu mănânc ouă niciodată. Dar am mâncat de data asta o gură de omletă. Deci da, overall, great experience. Cartofii ăștia sunt prea buni. Am plecat azi. Mergem către Grecia.